De două zile, județul Giurgiu se află sub influența ploilor, iar tendința vremii nu promite soare prea curând. Mai mult, din seara de luni va intra în vigoare un cod portocaliu de precipitații și se așteaptă ca în 15-20 de ore să cadă circa 80 de litri de apă pe metru pătrat. Autoritățile giurgiuvene au instituit permanență la toate serviciile din cadrul primăriei și se declară pregătite să intervină cu vidanje și motopompe. De asemenea, vor fi mobilizați drujbiști cu tractoare pentru a îndepărta rengile de pe trotuare și asfalt. În județul Giurgiu nu vor fi căderi masive de precipitații, în jur de 6-8 litri pe metru pătrat pe oră, însă vorbim de o perioadă de două zile. Vârful cantității de precipitații va fi atins în noaptea de luni spre marți. În acest context, autoritățile îi roagă pe giurgiuveni să verifice periodic gaigărele să nu fie înfundate, evitându-se astfel o posibilă inundație. În plus, primăria pune la dispoziția cetățenilor două numere de telefon la care pot apela în cazul în care în anumite zone din oraș sunt acumulări masive de apă. Astfel, populația poate suna la numărul 0246-219-409, serviciul de permanență din cadrul primăriei și 0731-551-626, dispeceratul non-stop al societății APA Service. Noi suntem pregătiți, nu suntem la prima încercare de acest fel. Societatea de apă canal acționează la degajarea gurilor de scurgere și la supravegherea rezervoarelor de unde trebuie pompată mai departe apa. Și cred că dacă nu vom avea ceea ce se cheamă aversa, adică să avem căderi masive de cantități mari de apă într-un timp foarte scurt, se știe că sistemul nostru pluvial funcționează destul de bine. Societățile Financiar Urban și APA Service pun la dispoziție două vidanje, iar primăria deține trei motopompe. În cazul în care acestea nu sunt suficiente, autoritățile spun că pot apela la utilajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau la alți doi operatori privați.